Polițiștii secției 6 Sarasau aflați în control pe DN18 au observat un autoturism care s-a angajat într-o depășire periculoasă. Polițiștii au procedat la urmărirea și oprirea autoturismului, la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 48 de ani din sighetul Marmației. Întrucât conducătorul auto emana halena alcoolică, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,94 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost transportat la spital în vederea recoltării de moste biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitatea alcoolemiei. În urma activităților de verificare, polițiști au constatat că bărbatul de 48 de ani avea permisul de conducere anulat. În cauză, polițiști au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice și fără permis.